pentru 1000 de euro. Ce se aude! Hai să jucăm, e 8 și 30 de minute. Neața din nou de la Virgin Radio. Ești cu Bogdan Șurubel și Ionuț. 1000 de euro de dat dacă te prinzi. Ce este sunetul ăsta? Nu e greu deloc, având în vedere că avem deja două indicii. Știm că are toartă și știm că rămâne chiar dacă trece apa. Ok? Asta sunt cele două indicii. Am zis, părerea mea e că am fost mai mult concurs de viteză. Deja liniile sunt acolo. Simt că dăm bani. E ușor. Să zic un nume. Începem cu Mihaela din București. Are 29 de ani. Zice că e poarta noroc numărul 2. Mihaela, bună dimineața! Neața, băieți! Îți dai seama cât de norocoasă ești? Știu! Știți de când încep să vă prind? Oh my God! Ai nimerit exact când trebuia! Ești sigură pe răspunsul tău? Sper! Ești sigură? Bun! Mihaela, ne concentrăm pentru 1000 de euro. Ce se aude la Virgin Radio? Cred că este o pietricică aruncată într-o cană. Mihaela! Da? Tu îți dai seama dacă ai răspuns greșit. Nu! Ce ocazie ai ratat a câștiga 1000 de euro? Sper că nu. O pietricică aruncată într-o cană, ai zis, da? Da. Unde ești? În mașină, mă duc la muncă. În ce zonă? În Pipera. În Pipera? Ești pe lângă noi pe aici? Nu știu. Da, aici avem sediu. Mihaela, ești singură mașină sau ești cu cineva? Cu colegii care așteaptă și ei răspuns. Câți colegi sunteți? Suntem 4 cu totul. Mamă, zici că ți-ai luat dubă, așa se aude. Bun. Păi în dubă suntem. În dubă sunteți. În dubă albastră sau? Albă. Bun, dacă nu-ți mascați în dubă, sunteți bine. Perfect. Nu sunt mascat. Mihaela, un singur lucru am să-ți spun. Te rog. Pentru 1000 de euro, răspunsul tău... Aprinde o țigară. Este? Alo? Este? Este? Nu mă mai pierdeți, băieți! Ai câștigat 1000 de euro! La Virgin Radio! E gol! Bravo, Mihaela! Mulțumesc! Hai că n-a fost atât de greu, nu? După indicii, nu! Vreți să auzim pe colegi? Hai să auzim colegii! Bună ziua, băieții! Yes! 1000 de euro! O pietricică aruncată într-o cană! Ce se aude?